Mai întâi au început să-l acopere cu vopsea, apoi l-au ascuns sub un banner electoral, așa continuă povestea complicată a muralului în cinstea sportivilor olimpici. Pe 30 septembrie, pictura de pe peretele unei clădiri din capitală de pe strada Ismail a fost parțial acoperită de o reclamă a referendumului, care îndeamnă cetățenii să sprijine cursul european al țării. Șeful companiei de publicitate, Sandu Osatchenko, a explicat pe rețelele de socializare că olimpiada a rămas în trecut, iar Moldova merge mai departe, adăugând că firma sa a susținut întotdeauna sportivii. El a menționat de asemenea că imaginea controversată a fost aplicată ilegal de persoane anonime. La o ședință a serviciilor municipale, primarul Chișinăului Ion Ceban a criticat acțiunile companiei de publicitate. Dacă vor continua tot așa, noi vom ține cont pe viitor și o să se aleagă cu sancțiuni și pe alte cauze, nu doar pe acest subiect. Când cineva se impune în formatul în care au făcut-o ei, obraznic, sfidând absolut, pe de o parte, autoritatea publică locală, de cealaltă parte, autoritatea publică centrală și nemijlocit olimpicii. Este regretabil ceea ce se întâmplă și vă rog să interveniți prompt în această privință. Pe rețelele de socializare, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a numit acțiunile companiei publicitare un act de vandalism și o provocare. El a presupus că niște băieți au decis să facă un ban în plus și au instalat deasupra bannerului Uniunii Europene cu scopul evident de a discredita integrarea europeană. Politicianul bănuiește că în acest caz este implicat oligarhul fugar Ilan Șor. Ulterior, Cancelaria de Stat a explicat că nu a eliberat niciun document care să autorizeze amplasarea bannerului și utilizarea simbolurilor de stat de către agenție de publicitate. Instituția a declarat de asemenea că muralul trebuie restaurat în cel mai scurt timp, iar bannerul trebuie să fie înlăturat. Cancelaria de Stat a cerut de asemenea poliției să investigheze actul de vandalism. Totodată, instituția a menționat că în iulie a primit o solicitare din partea acestei firme pentru desfășurarea unei campanii publicitare pe străzile orașului, cu scopul de a spori gradul de conștientizare a publicului în vederea organizării unui referendum republican. Cancelaria nu a dat aprobarea. Reamintim că pe 28 septembrie zugravii aceleiași firme de publicitate au început să acopere muralul cu vopsea gri, dar au fost opriți. Comitetul Național Olimpic a trimis o scrisoare deschisă președintelui guvernului și primăriei, solicitând restaurarea de urgență și conservarea muralului.